succesiune de lansări care se îndănție în mod organic. Și după cele spuse de Horia Mona Patatului și de Gabriel Liceanu, vine momentul discuției pe marginea cărții lui Mihai Pacica, după care vine discuția despre martirii care vor fi beatificați în Mona Blanca. Și a spune că această minunată carte care este publicată de editura Comarica asta, un omagiu adus celor care s-au sacrificat pentru credință și patriotism, nu poate fi înțeleasă fără această depoziție extraordinară care este cartea lui Ion Mihai Pacica. Inițiativa de a o retipări după 30 de ani este una salutară din două motive. În primul rând, datorită imensei valori documentare pe care o posedă această carte, și în al doilea rând, pentru că există un caz Pacica în societatea noastră, iar acest caz Pacica este cu atât mai interesant cu cât el acționează ca o cutie de turnison care trezește reacțiile exponenților securității naționale. Chiar ieri mi-aduc aminte că ați evocat indecența publică reprezentată de statuia lui Păunescu și de omagirea postumă a generalului Iulian Vlad. Or, această carte, intitulată deloc întâmplător Orizontul Roșii, este o anatomie a lumii din care vin și Adrian Păunescu și Iulian Vlad. Lume pe care au servit-o fiecare în felul său. Spuneam că există un caz Pacica pentru că toți cei care se revendică de la Securitatea Națională îl privesc în continuare pe Ion Mihai Pacica nu ca pe un defector din regimul comunist, ci ca pe un trădător al României. Ca și cum România liberă ar fi una și același lucru cu Republica Socialistă României. Însă, Ion Mihai Pacica a făcut parte în două etape istorice diferite din două angrenaje totalitare. Și-a început cariera sub Republica Populară Română și și-a sfârșit-o sub Republica Socialistă Română. Această carte, spuneam, se intitulează simbolic Orizontul Roșu, pentru că de fapt este de construcția unei operațiuni de propagandă minuțioasă care a stat la baza reputației internaționale fără de perechea lui Nicolae Ceaușescu. Ion Mihai Pacica a fost cu atât mai interesant și important pentru regimul comunist, cu cât el a fost un om din interior, în carte există, la un moment dat, un pasaj semnificativ care se referă la interdicția de a fi numit cu gradul său militar în public. Tocmai pentru că el ducea o existență funcționalmente secretă. Ion Mihai Pacica a trudit și a coordonat activitatea tuturor celor care au servit acest regim, regimul Ceaușescu, pe două paliere fundamentale. Pe un palier al furtului, pentru că această carte are o mină de aur în ceea ce privește clădirea socialismului multilateral dezvoltat prin furtul a ceea ce alte națiuni produceau, și în al doilea rând prin propagandă și control. Direcția de informații externe, în cadrul cărei Ion Mihai Pacica a ocupat un rol fundamental până la detectarea sa, era implicată în toate aceste paliere. Ea era instituția prin care se realiza furtul de tehnologie, era instituția prin care se ducea lupta împotriva dizidenței și a exilului și, în fine, contribuia direct la edificarea unui stat al controlului și al supravegherii polițienești. Îmi aduc aminte că în momentul în care această carte a fost publicată, mulți dintre cei care au ascultat-o serializată la Europa Liberă au fost șocați în primul rând de această intimitate în relația cu Nicolae Ceaușescu și de modul în care Nicolae Ceaușescu este demistificat, iar acest cuplu demonic, Nicolae și Nera Ceaușescu, sunt proiectați într-o lumină care nu are nimic de a face cu lumina oficială. A spune că la 30 de ani de la apariția cărții, interesul lui se plasează cu totul altă direcție. În primul rând, în direcția demistificării politice externe a Nicolae Ceaușescu și a punerii în legătură cu un întreg continent de dictatori, cleptocrați și tirani. Această carte este asemenea unui roman pentru care personaje care mai devine mai odioase. Și apropo de această rețea, opriți-vă în această carte și citiți pa-
Ceaușescu îl cultiva pe neasemuitul împărat a Republicii Centrafricane, Jean de Dembocasa, pentru a obține Viana. În particular și președintele Republicii Franceze făcea același lucru, dar cu mijloace mai rapide. Apoi opriți-vă asupra conversațiilor memorabile dintre Iasera Arafat și fratele Ceaușescu. Asupra conversațiilor memorabile dintre fratele Gaddafi și fratele Ceaușescu. Și în fine, opriți-vă asupra modului în care ființe sunt traficate contravalută. Este vorba de evrei și de germani. În al doilea rând, această carte este extraordinar de importantă pentru că ea arată un tip de duplicitate instituțională a regimului comunist, sub Ceaușescu. Acest regim s-a dorit a fi un regim patriotic și antisovietic. El era antisovietic în măsura în care Nicolae Ceaușescu, prin instrumentul pe care dispunea, îi supraveghea dinamicii pe care îi bănuia că îl tratează în favoarea sovieticilor. Dar el nu a fost niciun moment antisovietic, pentru că, așa cum dovedește acesta, o parte dintre secretele care au furate din Occident veneau direct mai departe către Soviet. Și, în fine, statul polițienesc. Un stat care, aș fi tentat să spun, nu a dispărut cu adevărat după 1989. Această ediție este importantă pentru că ea cuprinde paginile scrise de Paceva la 20 și 30 de ani de la apariția cărții. Și veți vedea acolo o radiografie a regimelor care s-au succedat după 1989 și toate au avut în comun ceva, incapacitatea sau lipsa de dorință de a se opera decomunizarea. Cariera lui Paceva a început în anii 50 și el a servit la mai mulți stăpâni. Mai întâi sovieticilor, după care la cheilor lor comuniști de România. Paceva dovedește în această carte, de fapt, o continuitate de structură de adâncime la nivelul statului nostru. Acest stat, pe care îl putem numi repere sau resere, care de fapt un stat ilegitim și criminal, cum cred că mulți dintre noi suntem de acord că a fost, acest stat s-a servit în toată existența sa de o rețea prin care a penetrat societatea. Ieri vorbați în cazul de cornea de dizidență. Da, în anii 50 doina cornea nu era posibilă. Dar în anii 70, acolo cronică realizează Paceva, se trece de la distrugerea directă la operațiunile subtile de propagandă și de murdărire. Pentru că există aici scene care vorbesc de fapt despre această imoralitate absolută a regimului comunist, o regim care se folosește de poliția politică, de exemplu pentru a afla ce scrie Ion Gheorghe Maur în memoriile sale. Un regim care se servește de poliția politică pentru a-l spiona pe Nicolae Militaru, cel care va fi primul ministru al apărării de regimului de fapt. Dar este și regimul care se servește de instrumentul securității pentru a-și constitui o rețea de supraveghere polițienească